Viceprimarii au fost schimbați din nou, teatrul continuă. Mai multe declarații și imagini de la ședința Consiliului Local din această după-amiază la știrile nopții. Șomerii de la Botoșani au intrat într-un nou an școlar. Despre ce este vorba, aflați la știrile orei 21. Fostul antrenor secund al FC Botoșani a ajuns cu căști în fața presei arabe. Motivul îl aflați la știrile din sport ale nopții.